Scuză-mă că te întrerup, că revenim, avem și pe domnul Rotaru la telefon. Bună ziua, domnul Rotaru! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Aoleu, ce emoții aveați aseară! V-am văzut pe câteva cadre la meci. Doamne, ziceai că e finala Champions League. Eu și dacă jucăm cu echipa a doua, lui Papura, am emoții, așa că ce să mai vorbim de... Când revine Papura, când revine antrenor? Păi este, e la echipa a doua, are jobul lui acolo. Trebuie să-ți poată jucător, să-i duce, să-i disciplineze. Păi e frică să nu vă bate echipa a doua, echipa a doua. Bun, domnul Rotaru, haideți să intrăm, că e Sfânta Duminică, noi muncim și oricum apreciez că ați intrat. Nu vreau să vă ținem mult, 48 de minute și nu vreau să vă ținem foarte mult pe telefon. Așa, eu am rămas așa, am urmărit meciul și per total mi s-a părut că i-ați scăpat din mână seara pe cei de la FCSB. I-ați avut în mână. Clar, i-am avut în mână și chiar acum m-am uitat la a doua repriză doar, la prima nu m-am uitat. Am revăzut a doua repriză și impresia falsă că i-au dominat. Au avut într-adevăr 17 minute, minutul 52 și când au dat golul. Dar în rest nu, au dominat a doua repriză, însă noi am avut o repriză foarte, foarte bună, extraordinară, poate cea mai bună repriză a noastră împotriva FCSB-ului pe Arena Națională din 2014 încoace. Și am mai avut un gol fabulos, deci fabulos. Golul acela e gol de autor și ce ne bucură că el nu e o întâmplare, adică a dat și va mai da astfel de gol. De asta, dacă era să spunem, venit din serii, uite domne, a dat un gol... incredibil și era singular, trecea peste ea, dar a fost un gol fabulos și la fel ca și ultimul gol împotriva FCSB-ului. Gol de povesti nepoților, așa să zice. Și spre nepoților, cred, și spre nepoților. Bun, de ce n-ați câștigat, după părerea dumneavoastră, aseară? Pentru că, haideți să vă spun ceva, pragmatic vorbind. Pragmatic, ați rămas la două puncte de FCSB, da, ați punctat la capitolul imagine, echipa a jucat, prima repriză foarte bună, a doua nu mi-a plăcut, a doua repriză, dar una peste alta, obiectivul pragmatic, domnul Rotaru, nu vi l-ați atins. Ați pierdut două puncte, până la urmă. Da, am pierdut două puncte, noi am venit pe Arena Națională să batem, ne bucură faptul că am dominat CSB-ul prima repriză total, adică nu știu dacă au avut un corner, înseamnă că maxim ce a trebuit să aibă. Suntem bucuroși că suntem pe trendul ăsta, dar suntem supărați. Am pierdut două puncte și pentru că am vorbit înainte de a începe play-off-ul cu staff-ul și am zis avem trei cartușe de tras, adică trei cartușe în care să ne stingem ținta. Aseară am tras unul, am pierdut două puncte. Sper să nu se întâmple prea curând următorul cartuș pierdut. Avem un început foarte greu cu FCSB în deplasare, CFR acasă, Farul în deplasare. Sper să luăm puncte multe în următoarele două meciuri, după care să ne așezăm și să vedem ce obiective ne propunem pentru sezonul acesta. Înainte de meci, toată lumea că vă spulberă FCSB-ul a avut dreptate, Neagoie. Dom'le, nu mai știam dacă să ne prezentăm. Ați văzut care erau. Dom'le, vă termină, n-au nicio șansă. N-au stat lucrurile deloc așa, cel puțin, nu știu, 60 de minute din meci. Eu cred că ei sunt bucuroși că totuși au luat un punct. Și atunci sunt mulțumiți. Noi am rămas cu această... să spune satisfacție că am făcut un meci bun spre foarte bun în anumite momente, dar cu regretul mare că nu am luat toate cele trei puncte, pentru că în momentul acesta am fi fost pe locul 3 și altfel priveam meciurile din după amiază aceasta și de diseară. Da, corect. Ce v-a plăcut la echipă și dacă a fost ceva ce nu v-a plăcut? Cred că am avut, mi-a plăcut agresivitatea, mi-a plăcut atitudinea, faptul că nu le-am luat spații. Sigur că noi a fi aceeași întrebare de ce nu am câștigat totuși, cred că am tratat nu cu cele mai bune soluții anumite situații de gol, nu ocazii, ci oportunități, situații am avut, ok, am avut și ocazii, am avut capul acela lui Ivan în prima repriză sau mă rog, tentativa și au fost câteva contraatacuri pe care dacă noi le gestionam bine am fi putut să închidem jocul la 1-0 pentru noi, am făcut 2-0 și pe că altfel ați arătat. Spunea aici în studio unul dintre invitații este Aurică Țicleanu, fostul mare jucător. Și spunea domnul Țicleanu că de la Craiova, poate chiar jucătorul meciului, i s-a părut Vlădoiu, care pe rând i-a anihilat și pe Octavian Popescu și pe Florinel Coman. Am vorbit și cu domnul Neagoie înainte de meci și i-am zis că întotdeauna când Vlădoiu a jucat împotriva FCSB-ului, că a jucat împotriva lui Coman, că a jucat împotriva lui Octavian Popescu, uitați-vă la toate meciurile noastre,
când a jucat Plădoiul și chiar cu Cluj când a jucat la când a jucat Plădoiul la Cluj, nu a mișcat banda lor stângă, nu a mișcat în fața lui Plădoiul. Și chiar vorbeam aseară că la primul cantonament al lui Plădoiul, cred că în 2016, în Austria era domnul Mulțescu antrenor. El era nou venit, Andrei deja a jucat la echipa mare, Andrei Ivan. Se băteau pe el la atacant în stânga Andrei, fundaș dreapta Fane, și Andrei nu trecea de el. Adică era mult mai rătăgos, chiar dacă Fane era cu un an mai mic. Tot timpul îl tampona. Nu uitați în lucru. Vlădoiu îl bate la viteză pe Mihail. Mm-hmm. Păi bun, dar nici aseară n-a mișcat marele Octavian Popescu, n-a mișcat aseară, domnul Rotaru. Nu, pentru că Fane în momentul în care îți va rezolva câteva probleme minore și a rezolvat foarte multe, la calitățile care le are, e foarte, foarte greu să joci împotriva lui, pentru că are viteză, are forță și are nervul acela oltenesc. Mm-hmm. Deci sunteți de acord că i-a anihilat practic pe Tavi Popescu și pe Coman pe, da, părere. Nu doar în meciul acesta, în toate meciurile care a jucat împotriva lor. Uitați-vă pe istorie și o să vedeți că nu e ușor totul să-l anihelezi de maniera asta pe Octavian Popescu, care e un jucător de top, de vârf, nu? Habar nu am, aseară a fost ușor. Da, râde lângă mine Adrian Ilie. Zice, uite, îmi șoptește, i-a făcut Rotaru echipa lui Neagoie, l-a băgat pe Vlădoiu. Doar un jucător, nu pe păi cine se bag pe? Râde Adrian Ilie când a zis dumneavoastră că ați vorbit înainte de meci cu Neagoie și i-ați spus de Vlădoiu că face meciuri bune. Și râde Adrian Ilie, uite, vezi și Rotaru îi face echipa lui Neagoie. Păi da, n-avea cine să joace, că n-aveam al fundaș dreapta. Vătăjelul accidentat, căpățână accidentat, n-avea cine să joace, decât Vlădoiu, așa că n-aveam cum. Deci nu echipa. Sunteți Gigi Becali noastră, da? Am mai avut discuțiile astea și nu vreau să le rog. În plus, felicit, chiar felicit brigada de arbitri. Chiar cred că au făcut un meci foarte, foarte bun. Ne-am întrebat și noi înainte de meci de ce ne dă un arbitru, să spunem, mai puțin cunoscut și răspunsul nostru înainte de meci a fost pe semne că au foarte pe un arbitru valoros și că chiar are foarte mare încredere în el și vor fi de-a meciul. A făcut un meci foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. S-a ridicat la înălțimea. Nu, chiar meci foarte bun. Sincer, v-ați bucurat, așa vă întreb, așa, v-ați bucurat așa pe parcursul reprizei a doua, când vedeați Florinel, out, scos, Tavi, out, Companiu, minutul 90, out, v-ați bucurat așa? Nu, că eu nu pot să, nici măcar nu știam când ies și când intră, deci nu. Nu, când vedeați jucătorii bune ai FCSB-ului, că pleacă la odihnă. Nu, nici eu eram atent la ceea ce face echipa mea la fotbalul pe care îl joacă. Eu nu pot să văd meciul live, putându-l, să spunem, decât să mă uit tehnic, ceea ce se întâmplă cum sau nu. Eu mă bucur ca și un suporter și mă bucur de fotbal. Mă uit la fotbal și mă bucur de el.